Sunt echipe în România care au de obicei țintă și se lucrează în România cu 2-3 sau 4 impresari care sunt aceiași. Și la un jucător bun e licitație. Și dacă locuim noi și vine altă echipă și o cumpără, nu ne face bine. De-aia nu trebuie prezentat jucătorul decât în momentul în care îl anunțăm noi. Dar n-am avut probleme de genul ăsta și sper să nu se mai întâmple. Nu? Eu înțeleg și mass media că vrea să fie prima în informație, normal. Dar eu le spun toate astea pentru a nu face rău nou. Este o conferință de presă care o facem tradițional între tur și retur, chiar dacă noi așa zicem tur și retur, chiar dacă returul a început. Am avut o perioadă de transferuri foarte scurtă, care se încheie luni. Și la ora asta putem să vă prezentăm jucătorii care i-au solicitat antrenorii. Noi am pornit discuții de mult cu ei, cu unii, fără să știe lumea, semnasem de luni bun de zile. Dar n-am putut să facem publice toate până nu sunt înregistrați și legitimați la Baia. Jucătorii de față sunt de ieri jucătorii echipei Baia Mare și sunt niște jucători la care noi am ținut foarte mult să avem la echipă. Sunt doleanțele antrenorilor noștri pe posturile care ei au considerat că au nevoie de întâlnire. Din frația Ilenei, Răzvana Ilenei și Paula Ilenei. Răzvan are un CV foarte bogat, începând cu vârsta de 19 ani, de când a fost capitana națională și până în prezent, jucător de lot și cel mai bun marcator din în anul 2013. A echipei Cluj. Au venit la Baia Mare, au terminat junioratul la Baia Mare, amândoi, și au făcut facultatea la Cluj, au jucat la Cluj. Și din ianuarie sunt jucătorii noștri, dar numai acum am putut să anunțe. Oficial sunt de ieri jucătorii noștri. Le urăm. Bine s-au reîntors acasă. Și sunt jucători de mare perspectivă pentru echipa noastră și sunt convins că vor confirma. De obicei, rar ne înșelăm atât la jucătorii străini cât și la cei din inter. Ei au făcut junioratul și au ieșit campion național cu Silomex Baia Mare, CFS2 Silomex, după care au plecat la Universitatea Cluj și s-au reîntors acum acasă. Un alt jucător, chiar 100% produs CSM Știința Baia Mare, este Mureșan Dumitian. Am uitat să vă spun. Frația Elenei joacă linia a treia, tot ce presupune linia a treia. Asta înseamnă 7-6-8 grămadă. Mureșan Dumitian, 1,5 și înălțime 120 de kg, 19 ani neîmpliniți. Este produs CSM Știința, Baia Mare Junior. Și cum nu avem 19 ani noi, juniorul publican a fost împrumutat de noi la Mecenas București și acum s-a reîntors la senior acasă, linia întâia grămadă pilier. Mai urmează să vă mai prezentăm, dar n-am putut, pentru că nu este venit. Mai avem un junior, număr 9, luat de la CS Silomex, Păli, jucător al lotului național, care și-a terminat acum VAP-ul, are și el săracu o scurtă vacanță, o să-l vedeți pe. Jucători aduși din emisfera sudică, sunt
Felix Giorgio Bernardo este jucător australian, este adus de la, din Brisbane, din Premier League, la cel mai înalt nivel, joacă centru și aripă. Dreapta mea, 22 de ani. Și Brooks Daniel Adrian, neozelandez 100%, pot să vă spun că vine de la un nivel foarte înalt din Noua Zeelandă, pentru cunoscătorii de rugby o să știe ce înseamnă ITN Cup. De la Southern Taranaki vine, 1.75, 88 de kg, 24 de ani, Uverturi, numărul 10. Acestea sunt transferurile care noi le-am făcut în această scurtă perioadă de transferuri intersezon. Ne bucurăm că în final am reușit să le facem. Sperăm ca cei doi stranieri să aibă o perioadă foarte scurtă de acomodare cu tot ce înseamnă echipă, tot ce înseamnă fus orar, pentru că au venit din scurt. Și noi de sâmbătă într-una deja începem dansul. Se trebuie ca la orice, vin de aproape, vin de departe și durează acomodare. Sperăm că această acomodare să fie foarte scurtă. La final o să vă rog să puneți întrebări cui doriți. Am avut, domnul antrenor o să vă spună ce consideră dânsul, programul echipei, ceea ce înseamnă mersul mai departe. Transferurile le-am făcut, reiterez obiectivul, eventul. Nu le-am făcut ca să avem lot. Le-am făcut exact cum am avut ședința de ieri cu ei. Nu există anul ăsta decât azimut loc întâi. Am anunțat la momentul respectiv, am pierdut un jucător, o să spun că l-am pierdut, pe Ciuntu Ștefan. Ciuntu Ștefan l-a pierdut, nu echipa din Baia Mare l-a pierdut rugby-ul românesc. Este o pierdere neplanificată, după care vă dați seama că în primul rând noi, ca echipă, avem de suferit, pentru că a început campionatul într-o formă maximă. Din păcate, a treia operație cu același picior, aceleași ligamente operate de trei ori, nu s-a mai putut face și l-au scos din activitatea sportivă definitiv. Și tot cum spunea un răuvoitor, deci am întrerupt colaborarea cu Neacșu, deci nu am prelungit contractul. Și rusul Paul și-a prelungit contractul, mi-a prelungit contractul cu tren. Asta trebuia să le spun înainte de transfer. Atât am avut eu să vă spun, vă așteptăm în continuare să fiți alături de noi. Primul meci acasă va fi în 26, cu Farul Constanța, de asemenea o să vedem până luni. Noi cam știm că anunță transferuri la toate echipele și mențin poziția și noi, pe care sunteți oameni dispoștiți, a fi un campionat extraordinar de greu, cel mai primit campionat din ultimii 10 ani. Celelalte echipe și ele sunt întărite și se vor mai întări. Atât Farul, cât și CSM-ul, cât și Timișoara, cât și Steaua, chiar dacă, după părerea mea, e prea puțin probabil anul ăsta ca Steaua să acceadă în play-off. Nu știu ce mai poate să răstoarne calculele de fie, dar eu anul ăsta în play-off văd Baia Mare, Timișoara, CSM-ul și Farul. Puțin probabil. Mai sunt meciuri, vom vedea. Domnul, a te oprigeți. Am reluat pregătirile data de 30 iunie. Am avut o vacanță scurt.
merită, ținând cont că am început în ianuarie pregătirile și am avut destul de multe meciuri cu cele internaționale și cele două din Cupa României. Până în momentul de față suntem în grafic și cu obiectivul. Iar pregătirile din am continuat în Baia Mare, iar de duminică vom urca la cheile Gădiștei, lângă Brașov, de unde ne vom deplasa la București pentru etapa cu Steaua. Foarte multe n-am avut de pus la punct, mai mult am lucrat pe partea tehnico-tactică și am încercat să menținem și pregătirea fizică, fiind perioada așa de scurt, până la prima etapă, am făcut pregătire centralizată, cum făceam de obicei, în perioada de iarnă, când nu știu de ce să se mânge pregătire, acum am trebuit să fixăm un pic programul și să ne adaptăm la perioada în care suntem. Dar sunt convins că băieții n-au pierdut foarte mult cele două zile de pauză și s-a și văzut că au profitat din plin de vacanța care au avut și au venit cu foarte proaspete și foarte determinați pentru a ne îndeplini obiectivul care l-a venit. Dată cu aceste transferuri, cred că am acoperit posturile unde eram puțin deficitar. Și acum avem o concurență foarte acertă pe fiecare post. Sunt unele posturi unde sunt chiar trei jucători care se vor lupta ca să câștige postul de titular. Și eu sper să am aceste probleme în continuare și să fac alegerile cele mai bune